Dublu sau nimic în deșteptarea, 9:34. Suntem live pe frecvențele naționale Europa FM, dar și pe Facebook cu imagini din studio. Dublu sau nimic astăzi pentru un premiu de 3.200 de euro, dacă primim 4 răspunsuri corecte. Ale lei. Din Arad o avem alături de noi pe Andreea. Bună dimineața! Bună, Andreea! Bună dimineața! Ce face Andreea? Mari emoții. De ce, Andreea, de ce începem așa relația noastră cu emoții? Păi, nici nu știu, nici mai stăm să mă sunați. Astăzi nu m-am înscris, cred, nici nu. Dar uite că una din înscrierile tale mai vechi ți-a făcut o surpriză astăzi și ai fost aleasă. Ai început bine, faptul că nu te așteptai să te sunăm în direct. E una tu, în concursul nostru. Da. Așa că până aici e bine. Da. Să vedem. Dar ce-i cu tine? Unde ești tu acum, Andreea? Am oprit. Sunt în drum spre lucru. Sunt în mașină. Singură. Sunt singură. E, da. Altă veste bună. Uneori e de bun augur. Ești într-un loc ferit, ești ok, ai oprit, nu-ți distrage nimic atenția. Asta înseamnă că ai toate condițiile ca să răspunzi corect la întrebările noastre. Când te-ai înscris tu la concurs, ce planuri îți făceai? Sincer, nu prea mari, că nu s-a norocos să mă sunați, dar... Păi uite, partea cu norocul s-a rezolvat. Prin tragere la sorți ai ajuns în direct. Acum nu ține decât de tine să răspunzi corect. Da, așa e. Da. Acum nu mai e vorba de noroc, e de inspirație și de cunoștințe. Mai zi-ne ceva despre tine, Andreea, să mai calmezi emoțiile. Ce să vă spun? Am 33 de ani, locuiesc în Arad. Cu ce te ocupi? Și lucrez în agricultură. Bravo, foarte bine, un domeniu de mare viitor și prezent. Avem 400 de euro pentru tine în această dimineață la prima întrebare, 800 la a doua, 1600 dacă dai răspunsul la a treia întrebare și 3200 dacă răspunzi și la a patra întrebare. Știi bine că te poți opri oricând în timpul jocului, dar rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv sau alegi să dublezi, dar riști toți banii pe care i-ai câștigat și dacă, nu știu, vine răspunsul târziu sau răspunsul nu e corect, banii rămân la noi. Ai doar 6 secunde ca să ne dai răspunsuri corecte de fiecare dată. Bine, Andreea? Bine. Pregătită? Încerc. Hai să-i dăm bătaie. Dublu sau nimic în deșteptarea. 400 de euro. Da, Andreea, ai șansa să încep de sus. Astăzi începi, iată, de la 400 de euro pentru o întrebare. Iar întrebarea, Andreea, este: ce ocupație a avut Grigore Ureche? Scriitor. Cumva a scris, da. Joacă o pasă. Adică... De scris a scris. A și practic citit. Practic un sinonim. Acum că s-a terminat cu întrebarea. Ce a scris Grigore Ureche așa? Ai vreo... Andreea. Nu am foarte mare emoții. Sunt blocată total. Sunt convins, dar o să fim indulgenți în dimineața asta cu tine. Dom'le, și când spui, de exemplu, când spui că Luca e cronicar sportiv, el scrie. Practic scrie cum ar veni, nu? Sportiv. Andreea, Grigore Ureche a fost cronicar istoric. Om de litere. Da. A scris cronici. Cronici. Dar le-a scris. Da, nu-i, nu-i așa că practic nu le cânta, adică nu era cântăreț. Nu era. Ele au rămas scrise. Da. Fapt pentru care îți validăm răspunsul în mod excepțional. Andreea, felicitări. Ai câștigat 400 de euro. Sper că ajungi acasă și citești repede Letopisețul Țării Moldovei. De două ori. E altceva, dar la ce emoție am și ieri sau alaltieri când ați avut întrebarea aia cu Dr. Watson. Efectiv, deși știam întrebarea că m-am uitat la seriale și asta, m-am blocat. Nu cred, adică tu te emoționezi și când asculti concursul? Da, normal. Da, e nenorocire, e empatică. Plângi bun la... toată lumea să facă liniște, să auzim. Plângi bun la filme, la astea, la... te emoționezi, nu? Evident. Da, să știi că și eu.
Da. Da. Ai 400 de euro, Andreea. Gândește acum ce faci. Care e pasul următor? Păi, ținând cont că voi ați fost așa de drăguți și ați fost indulgenți, nu-i neapărat meritul meu, aș zice să merg mai departe. Așa, bravo. Mai departe. Foarte bravo. Frumos. Ăsta e spiritul. Ne place răspunsul tău. Bine, să mergem atunci. 800 de euro. Alo? Da, suntem aici. Avem emoții. Avem și noi emoțiile noastre. E clar, atunci ce întrebare primești. Nu e neapărat. Nu te gândi așa. Îți place să călătorești? Îmi place, da. Atunci e posibil să-ți dorești să mergi în locul ăsta și să știi unde se află. Pentru 800 de euro, Andreea, trebuie să ne spui 800 de euro. Mamă. În ce țară se află Machu Picchu? În Peru. Peru. S-a auzit clar. Okay. L-ai șocat pe Vlad. Da. Ai fost la Machu Picchu? Nu am fost, deși îmi doresc. Ai văzut, mă, că cel mai aproape de zonă, să zic, în Cuba. Ah, ce tare. Bravo, bravo. Luca a fost. Am fost și eu în Cuba. Unde e foarte frumos. Când ai fost, dragă? Anul trecut. Ah. Înainte de pandemie. Ah, ce tare ai prins. Da. Ce mai era pe acolo? Ce mai era? Eu am fost în 2018. Foarte frumos loc. Hai, de ce s-o mai încolo și încoace? Felicitări, ai câștigat 800 de euro. Ești la mijlocul concursului în momentul ăsta, Andreea. Ai 800 de euro. Următorul pas e 1600 și ar mai fi unul de 3200. Acum deja față de noi te-ai revanșat. E decizia ta. Hai, ce faci mai departe? Dar gândește-te bine, înainte să ne dai un răspuns, gândește-te bine, cum a fost până acum, cum ai trăit emoțiile, poate te-au ajutat emoțiile. E adrenalizată. Da. Nu m-au ajutat emoțiile, doar întrebarea asta din geografie m-a ajutat. Poate nu te ascultă... să merg mai departe. Poate te ascultă prietenii sau colegii și... Cine știe, poate iar vrea să mergi mai departe, sau poate nu. Nu mă recunosc după primul prenume prietenii. E bine, totuși. A, lucrezi cu pseudonim, cum ar veni? Da, ceva de genul. Da, cum te mai cheamă, Andreea, și care al doilea nume al tău? Rut. Cum? Rut. 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 Andreea Rut. Da. Andreea... Deci acum arădenii care o cunosc pe Rut se țină pumnii, că după numele Andreea nu știu. Și se ia decizia cea mai bună. Andreea, la tine sunt bani mulți, e... Alegerea ta. Eu pariez, da. Eu pariez că știi răspunsul la următoarea. Eu merg chiar și pe întrebarea cu numărul 4. Eu zic că Andreea la numărul 4 rupe. Adică ne ia toți banii. E părerea mea. S-ar putea să nu fie așa, Andreea. Acum, eu te cunosc doar din ce am discutat la telefon. Uite, acum de câteva minute. N-aveți și voi un indiciu? Ceva. Eu sunt rezervat pentru că ai emoții foarte mari. Da, practic nu te ajutăm deloc. E întrebare de, exact. Ce să zic, e întrebare de școala generală, cred că clasa 5-a, 6-a pe acolo. Serios? Da. Mie mi se pare mai bine. Bine, atunci să zic că nu. Nu cred. Nu, adică e o chestie comună, nu... E o chestie de percepție, Andreea. Ne-ai ascultat ieri? V-am ascultat, da. Ai văzut când a venit vorba da, de... Da, exact, când am auzit cu... Patraulea? Factorul respectiv, da, direct. Știai... M-ați pierdut, nu știai. Știai personajul, dar parcă nu erai sigură. Nu știai? Nu știam, nu știam deloc. Uite, lui Luca i s-a părut foarte simplu. Da, încă o dată, asta spun. Uite, da. Deci o chestie de percepție. Pare foarte simplu întrebarea, mie nu mi se pare chiar atât de simplu. Mă opresc aici, dar aș fi curioasă de întrebare totuși. Oricum o să afli întrebarea. Dar poți să o afli gratis? Pe bani sau... Da, pe bani sau fără bani. Nu vrei să te lăsăm să te gândești? Ba da, uite. Ia, îți lăsăm 5 minute să te gândești. Am să te rog să rămâi la telefon, să nu închizi telefonul, să rămâi cu noi și în 5 minute noi ne întoarcem în direct cu răspunsul tău. Ia în calcul tot. Nu știu, dacă vrei poți să mai suni pe cineva. Habar n-am. Să te consulți cu cineva și așa mai departe. În 5 minute ne întoarcem cu răspunsul tău, indiferent că e pozitiv. Adică nu punem presiune pe tine. Te gândești dacă vrei sau nu să mergi mai departe. Iar întrebarea cu numărul 3, oricum o să o afli. Da, și e din programa școlară, dar nu mai știm dacă e de gimnaziu sau de liceu. Bine.
Ne întoarcem imediat cu Andreea din Arad. A câștigat până în acest moment 800 de euro la dublu sau nimic, răspunzând la două întrebări. Mai sunt două, vedem dacă merge sau nu mai departe în 5 minute. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM. Ne-am întors, stați așa să pregătesc intrarea asta de 1600 de euro. Poate s-a gândit Andreea să meargă mai departe. Andreea, ești cu noi? S-a gândit. Dacă m-ați convins. Mergi mai departe? Ori. Da, ori la bal, ori la spital. Este! Asta da surpriză. Avem o Andreea curajoasă în dimineața asta. Bravo, Andreea. După aia o să ne vină mie sarcina să te conving să mergi și la ultima, să vezi. Andreea? Da. Stai jos, nu? E în mașină, da. Sau ai ieșit? Ai ieșit la aer? Încă nu. Încă nu. Bine. Sunt absolut convins că știi răspunsul. Serios, că este întrebarea e foarte simplă. Serios. Numai să ai grijă, să nu te arunci. Ai 6 secunde, dai răspunsul secunda 5. Ok. Andreea, pot să-ți spun Rut? Da, perfect. E bine, Rut, ca să te simți mai în largul tău. Rut, hai să dăm bătaie. Etapa a treia? Hai. 1600 de euro. Știi cum e? Hai până nu se răzgândește. Rut, ai făcut uman sau real? Uman. Uman. Atunci ai nevoie să te concentrezi, te rog, și să fii atentă, da? Fii atentă că spun întrebarea. Am eu emoții acum. Care este unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric? Amper? Watt? Na, eu ți-am zis secunda 5, nu secunda 10. Ai zis bine. Dar prea târziu. Amper. Mamă, nebunesc, deci nu cred amper. Așa ceva. Amper. Am zis amper prea târziu? Da. Da. Se terminase de vreo două secunde timpul. Mamă, ce rău îmi pare, Andreea. Adică eu, sincer, am zis că e o întrebare dificilă pentru o fată. Băieții erau convinși că ai să știi răspunsul. Amper, amper. Și eu bag mâna în foc, îl știi și pe cel de la întrebarea cu numărul 4. Vai, dar îmi pare așa de rău, mă simt și vinovat. Deci eu unul ți-am zis că aș... Da, știut răspunsul. Măi, ai știut răspunsul, să știi. Răspunsul tău a fost corect, din păcate a fost după timpul regulamentar. Se încheiase meciul. Alo? Da, vă aud. Măi, Rut, îmi pare tare rău. Îți arde să spun și întrebarea a patra așa de... Hai, să vedem. Dragul tău? Eu zic că știi. O știi sigur. Hai. Hai. Întrebarea a patra ar fi fost pentru 3200 de euro și având în vedere că ai făcut uman, mai degrabă ai să știi acest răspuns. Cine a scris celebrul roman Război și pace? Dostoevski sau Dostoevski, cred. Dostoevski. De data asta e invers. Ai zis amper sau vat și era... Celălalt Amper, Dostoevski. Acum ai zis Dostoevski sau Tolstoi, era Tolstoi. Tolstoi, da. Tolstoi. Okay. Da, dar ai fost pe el, adică erai acolo. Ai fost pe rus. Ai fost pe rus. Ah, Rut, ne pare tare rău, ne bucurăm că ne asculți, că empatizezi cu toți participanții la dublu sau nimic, că ne-ai mărturisit ai emoții de fiecare dată când e concursul, chiar dacă nu participi la el. Și sperăm să mai avem ocazia să fim în direct cu tine și poate să ții revanșa. Doamne ajută, mersi și eu. Te rog să te înscrii în continuare pe site, pentru că din moment ce n-ai câștigat, poți să te înscrii și să fie extrasă, cine știe, poate te mai extrage calculatorul vreodată. S-a mai întâmplat. Uh-huh. Înscrie-te acolo, că ne-ar plăcea să ne reîntâlnim. Oricum, a fost o surpriză pentru ea, nu s-a înscris în această dimineață. Da. A avut noroc cu o înscriere din zilele precedente. Țin să vă reamintesc că vă puteți înscrie de câte ori vreți voi, în orice moment al zilei, practic non-stop, și în orice perioadă. Deci, practic, v-ați înscris o dată sau de 10 ori, rămâneți acolo, înscriși în concursul nostru. Andreea, îți mulțumim, numai bine. Așa e cu concursurile astea. Îmi pare rău că pleci supărată de la noi, Rut. Nu e nicio problemă. Sper să-ți înseninăm diminețile în emisiune zilele următoare.
Luca a rămas setat pe... Îi place numele ăsta de Rut, vezi? Da. Păi numai da, a zis fata că Andreea nu știe nimeni. Ei spune Rut. Păi da, dar tot insiști, s-a înscris cu Andreea. E ca și cum mi-a zice mie Alexandru. Nu, nu te cheamă și Alexandru? Ba da, mă cheamă, dacă îmi spui Alexandru, nu răspund. Dacă te chema Alexandru, era și un sfânt în care puteam să facem petreceri mai des, nu? Există deci și Luca e... Există Sfântul Luca? E la fel de des ca Sfântul Stai, Alexandru. Stai, moment. Da. Păi și nu patru apostoli au fost trei. Ion, Luca și Alexandru. Luca și Matei. Și de ce nu? Luca e apostol. Cum întreb dacă e sfânt? Și în ce zi pică? E de vreo două ori. Adevărat. Zi aia care îți place mai mult. Nu mai știu. Pe e până octombrie, parcă. Aha. Și mai e Sfântul Alexandru în august. Da. Cred. Păi, tu de... Și Luca în octombrie și mai o dată. În octombrie e numai bine, că în octombrie se fac micii. Și mustu. Și mustu, am putea, da. Ai putea să sărbezi totuși. Cred că e în octombrie, nu mai știu sigur. În fine, dar oricum, ca sfânt e peste Alexandru. Dar Sfântul Vlad există? Nu. Asta nu știm, n-am auzit. Da, eu dar doar trebuie să știi, păi cum, tu până acum, dacă el există, nu l-ai sărbătorit niciodată? Nu. Deci nu există. Practic nu. Am înțeles că există o zi în care, dacă ai nume de-astea dubioase, da, sfinț, Vlad, Radu, astea, da. Există una în care poți să primești cadouri. Ziua tuturor sfinților. Pe 25 decembrie sau când. Deci dacă vreți o zi în care să-mi faceți cadouri, pot să găsesc. În afară să-ți de... alegi, dar să fie stabilit. În afară de ziua mea, știi? Și atunci vă... Întrebăințați un pic, îmi faceți cadou, poate să fie de mai multe ori, adică... De exemplu, mâine. Da. Luca, nu, că nu aveți timp așa repede. Am înțeles. Da. Ne organizăm. Bine, vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați ascultat și astăzi. Pe 18 octombrie, Sfântul Luca, să vă notați undeva. Da, da, și zi, Sfântul Alexandru, pe 30 mulțumesc. August. Aia știam. Deci îmi pun reminder, fii atent. Pentru mici, pe 18 octombrie. Dar de ce oare toată lumea știe? A, pentru că Luca e un nume mai rar de aia. Ne auzim și mâine dimineață, numai bine. Toate bune. Pa, pa. Wake up, wake up. Deșteptarea. Wake up. Rise and shine. În fiecare dimineață la Europa FM.